Proiectul Selfie Altfel ne oferă celor interesați de fotografie, în mod special tinerilor, un plus de imaginație și urmărește totodată și promovarea patrimoniului. În cadrul acestuia vor avea loc 4 ateliere creative, 2 la Timișoara și 2 la Târgoviște, iar lucrările finale vor fi prezentate în 2 expoziții. Proiectul Selfie Altfel este un proiect cultural-educațional care are ca scop dezvoltarea creativității în rândul tinerilor și depășirea stereotipurilor legate de fenomenul selfie, care a intrat așa în derizoriu cu tot ce înseamnă postare de fotografii, de autoportrete pe rețele de socializare. Noi încercăm să facem să avem o abordare diferită, să comparăm fotografia analogică, fotografia cu stenopă, cu clasicele fotografii digitale, selfie-urile făcute cu telefonul mobil sau cu aparatul de fotografiat. În paralel cu acest lucru, ținem foarte mult cont de fundal. În cadrul nostru, fundalul vor fi clădirile de patrimoniu. Proiectul vizează promovarea patrimoniului local. Ne facem selfie-uri de foarte multe ori când mergem în străinătate și vizităm diverse locuri foarte frumoase, dar uităm că la noi în localitate avem identitatea proprie, uităm să mergem pe stradă și trecem peste clădiri valoroase, istorice și pline de povești. Activitățile proiectului constau în 4 ateliere, 2 aici în Târgoviște și 2 în Timișoara, care se desfășoară în oglindă, practic același conținut, și fiecare se va finaliza cu o expoziție care va fi itinerată în București. Vom avea o expoziție în Târgoviște, una în Timișoara, iar ambele vor merge la București. Participanții își pot pune fotografiile pe site-ul nostru www.selfiealtfel.eu, unde avem un concurs online cu premii, iar în paralel facem și un studiu sociologic în care vrem să aflăm relația participanților cu aparatul foto și relația lor cu patrimoniul local pe care încercă să-l promoveze. În cadrul săptămânii Școala Altfel, elevii Liceului de Arte Bălașa Doamna au participat astăzi la ateliere, unde au învățat cum să-și creeze singuri propria cameră. Cum se formează un aparat de fotografie, cum se alcătuiește, cum se creează. Avem o cutie de cadou, sau nu contează, o cutie de tablă. Cutia aceasta mai întâi se bopsește pe interior, negru, ca să nu reflecte lumina. Și în capacul cutiei se perforează, se dă o gaură, pe care se va prinde o altă tăbliță micuță, cu o gaură foarte, foarte mică, de ordinul a 0,1, 0,2 mm, 0,3, aproximată cu un punct. Această mică perforație pusă în cutie face ca razele de lumină convergente în acel punct să formeze imaginea pe spatele cutiei, pe peretele opus. Se numește efectul de stenopă sau efectul descoperit de fapt de Leonardo da Vinci. Chiar e o poveste amuzantă cum a descoperit el acest efect. Deși s-au găsit în China dovezi ale existenței acestor dispozitive de formare a imaginii încă din anul 470 înaintea noastră. Și în felul acesta, pe peretele opus, se vom pune o hârtie fotosensibilă. Hârtie fotosensibilă care va fi expusă și developată și imaginea va fi astfel obținută negativ, hârtia este negativă, după care se scanează pe un scanner și se obține imaginea pozitivă. Așadar, eu în fiecare an de săptămână la școală, altfel de vreo 3-4 ani încoace, fac ateliere de fotografie analogică cu elevii de la diverse licee, și Liceul de Arte, și Canta Cosino, și de la o școală, școala 8, în fine. Anul acesta am integrat aceste activități în cadrul proiectului Selfie Altfel. Adică nu doar să învețe să facă fotografii, ci să atingă și obiectivele pe care vi le-a menționat Camelia. Ce vom face astăzi? Vom meșteri cutiile, aparatele de fotografia din cutii și vom face câteva încercări, teste. Mâine și pe mine vom face fotografii încetate în curtea cetății domnești, unde vom amenaja un atelier de un laborator foto într-una din toalete. Și vom developa, chiar dacă vom face fotografie, vom developa, deci copiii vor învăța tehnica developării. Vedeți că în ziua de astăzi, când toată lumea este obișnuită cu
telefoane, cu aparate foto digitale și totul se descarcă pe USB, imediat imaginea apare, o pun pe Facebook. E interesant să afle și cum se făcea înainte, cum se developează imaginea, cum se fixează imaginea, cum este o cameră obscură, cum se poate, deci procesul chimic. Și e interesant pentru ei să afle și ei așa ceva. O parte dintre elevi au fost și la alte ateliere din anii trecuți, unde am făcut acest tip de fotografie și deja știu, le-a plăcut și acum au revenit în această grupă. Că am format două grupe, una acum și una va fi în iunie, 20-23 iunie, unde dacă acum am elevi de liceu, grupa aceea va fi formată de adulți, de adulți. Vor fi oameni care sunt pasionați de fotografie, care vor să învețe și altceva, care vor să experimenteze și altceva și care sper să se bucure de rezultatele obținute și de vizibilitatea lor, că de fapt expozițiile vor fi vizibile în toată țara.